Creștinii ortodoxi au intrat în postul Paștelui cel mai lung și cel mai aspră dintre toate. Timp de 40 de zile, oamenii se vor abține de la alimente precum lactate, ouă, carne și pește. Prima și ultima săptămână sunt cele mai complicate. Creștinii ortodoxi țin post aspru în aceste zile. Nu se consumă produse vegetale, unde lemn sau vin. În postul mare sunt două dezlegări la pește. Enorea și vor avea voie să-l consume de bună vestire și atunci când va fi sărbătorită intrarea Domnului în Ierusalim. Perioada postului Paștelui este destinată pocăinței sincere și reflexiei. oameni. Merg la biserică la slujbe serale și se roagă. În acest an Paștele va fi sărbătorit în 16 aprilie.